Bună ziua, sunt Natalia și astăzi vom face pâine cu maia. Asta este rețeta mea de bază pe care o modific cum îmi trebuie și adaug ce vreau, când semințe, când cartofi, ciufi. Să începem, hai la treabă! Avem nevoie de făină albă, obișnuită sau pentru pâine, făină integrală, apă, maia și sare. Dacă vorbim despre metode și despre fazele acestei pâini, este maiaua, plămădeala. Aveți nevoie de o maia tânără și potentă. Eu mie îmi place să o numesc maia cu pălărie, pentru că dacă vă uitați la orizont, va avea așa parcă un deal, o pălărie a maielei. Cea mai bună variantă pentru mine personal este maiaua de 6-7 ore, pentru că în cazul ăsta nu voi primi un gust acru al pâinii. Dacă vreți pâine acră, atunci o lăsați mai mult. În continuare vom amesteca făina cu apa și vom face autoliză. Vom discuta mai târziu de ce asta este important. Apoi urmează fermentare, în engleză se numește bulk fermentation și aici vom face toate împăturirile. Apoi vom lăsa pâinea să dospească și o vom forma și apoi o vom coace. Acum haideți să vorbim despre metodologie. Și am făcut aici un graf foarte frumos. Deci începem cu autoliza, unde amestecăm făina cu apa și lăsăm să se odihnească undeva 30 de minute până la 3 ore. Aveți grijă să începeți să faceți autoliza la timp, pentru că dacă folosiți maiaua la 6 ore, atunci undeva peste 3-5 ore după ce ați făcut maiaua, deja trebuie să faceți autoliza. După autoliza, adăugați maiaua și mai așteptați încă 30 de minute. După ce ați adăugat maiaua, după ce ați așteptat 30 de minute, adăugăm sarea și frământăm un pic. Mai apoi, încă peste 30 de minute, vom face o împăturire stretch and fold, urmată de laminare, apoi de 3 împăturiri coil fold. Și anume aici construim această rețea de gluten foarte bine, care vă va da o creștere frumoasă. Cu fiecare coil fold veți observa că aluatul se împrăștie tot mai puțin, se desface mai puțin și veți observa cum mergeți de la o textură așa de plastelină, de Play-Doh, la o textură așa mai spumoasă. După ultimul coil fold, lăsați aluatul să se odihnească, deci merge dospirea și deja calculați cam cât trebuie să o lăsați în dependență de programul dumneavoastră. Apoi veți face formarea aluatului și aici de nou hotărât sau o coaceți în aceeași zi sau o lăsați la frigider pentru retardare. Eu personal întotdeauna o las la frigider pentru că este mult mai ușor să-i faci designul pâinii și într-adevăr și gustul este mult mai bogat. Deci o retardați la frigider nu mai mult de 16 ore și apoi o coaceți a doua zi. Deci procedura este așa, mai întâi autoliza, apoi adăugăm maiaua și apoi adăugăm sarea. Sarea se adaugă la urmă, pentru că sarea nu permite făinii să absorbe apa atât de bine. Și atunci când adăugăm maiaua sau drojdiile, din nou, procesul absorbției apei nu este atât de eficient și veți pierde mulți nutrienți, nu veți obține același gust sau aceeași experiență. Deci, amestecați făinile foarte bine între ele și apoi turnați apa. Lăsați un pic de apă pentru mai târziu, pentru că făinile absorb apa foarte diferit. Un indiciu foarte bun este că ar trebui să reușiți să faceți tot amestecul cu spatula. Dacă vedeți că va ajunge, atunci nu mai turnați apă. Dacă vedeți că este prea vârtos, atunci va trebui să mai adăugați un pic de apă până obțineți o masă omogenă. Uite aici, după 30 de minute, puteți observa bine efectele autolizei. În continuare, adăugăm maiaua și frământăm până devine omogen, cam 5 minute. Încă peste 30 de minute adăugăm sarea.
Acum urmează laminarea. Este foarte, foarte similar cu plăcintele noastre. Deci, din nou, stropiți suprafața cu apă, stropiți mâinile, puneți aluatul, scoateți aluatul și îl întindeți ca pentru plăcintă, ca în video, și apoi îl împături. Îl lăsăm așa vreo 45 de minute și va urma următoarea împăturire, coil fold. Pentru împăturirea coil fold, vă stropiți mâinile și încercați să puneți mâinile sub aluat, îl trageți încetișor în sus până se desprinde de vas și apoi suprapuneți peste el. Încercați așa din fiecare parte până simțiți că nu se mai întinde aluatul. Îl lăsați la odihnit și repetăm această procedură încă de 2-3 ori. Cum vom forma pâinea? Mai întâi puneți un pic de făină pe partea din care o să cadă la sfârșit, apoi vă stropiți mâinile și desprindeți aluatul de pe vas, întorcându-l peste masă. Apoi îl veți întinde ușurel, foarte ușor, și urmați procedura din video. La sfârșit, când ați format bolul, îl trageți un pic înspre dumneavoastră și apăsați în jos și rotiți, apăsați în jos și rotiți, până simțiți că nu se mai întinde. După ce ați format pâinea, presurați făină în vasul în care se va odihni, în care va dospi și apoi depinde de ce veți face mai departe. Dacă o coaceți chiar acum, atunci lăsați-o dospit încă 45 de minute, o oră și apoi merge la copt, iar dacă o puneți la frigider, atunci puteți să o puneți chiar acum sau o mai lăsați încă 10-15 minute afară și apoi merge la frigider pe 12-16 ore. Încălziți cuptorul cu vasul în care veți coace pâinea înăuntru la o temperatură de 280 de grade Celsius sau 500 de grade Fahrenheit. Apoi pregătiți hârtia, pergament, presurați un pic de făină peste pâine și întoarceți pâinea pe ea. Mai departe veți crusta pâinea. Este foarte important cum o faceți pentru că asta va dicta cum va crește pâinea. Se recomandă să faceți o crustătură mare, cam undeva la 2-3 de lățimea pâinii, să fie la 45 de grade și undeva de 1,5-2 cm adâncime. Lăsați pâinea în vasul înfierbântat și coaceți așa 30 de minute. Apoi reduceți temperatura la 220 de grade Celsius și scoateți capacul. Mai lăsați pâinea încă 15 minute în cuptor, până se va romeni. Nu tăiați pâinea până se va răci, știu că e greu, dar
Vă doresc răbdare și poftă bună! Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, vă rog mult, și apăsați subscribe. Pa, pa!